telespectatori, bună ziua! Recent s-a încheiat în capitală cea de-a 18-a ediție a turneului internațional de șah al României. Ediție foarte valoroasă, ediție la care au participat foarte mulți șahiști de prestigiu internațional. Cu ce s-a deosebit actuala ediție de cele precedente? Ne răspunde la întrebare Angel Matei, arbitrul principal al turneului. Cea de-a 18-a ediție a turneului internațional de șah al României a fost una dintre cele mai puternice din ultimele 10 ediții. La această ediție au participat 6 mari maestri. Șahiștii români s-au comportat foarte bine, ocupând primele 5 locuri din cele 8 premiate de Federația Română de Șah. Stimați telespectatori, pentru astăzi am invitat pentru emisiunea noastră pe mari maestri Marta Imanov din Uniunea Sovietică, câștigătorul ediției a 18-a turneului internațional al României, și pe marele maestru Victor Cioclea. Vă pierdeți București. Sunteți pentru prima dată în București. În București am mai fost. Третий раз. Sunt pentru a treia oară. Первый раз я был 6 лет тому назад. Prima dată acum 6 ani. Играл в таком же турнире. Am jucat în același turneu. И приятные воспоминания мне удалось выиграть этот турнир. Și am amintiri foarte frumoase, am câștigat acest concurs. И через несколько лет я был еще здесь, ну, буквально 2-3 дня как турист. Apoi peste câțiva ani am fost ca turist. Stimați telespectatori, aș vrea să vă spun înainte de a trece la partea șahistă a emisiunii noastre că Mark Taimanov este un foarte cunoscut interpret de pian, un foarte bun pianist. Что вы любите больше, шахмат или музыка? Ce l-am întrebat ce îi place mai mult, muzica sau șahul? Это очень трудный вопрос. Este o întrebare foarte grea. Когда я долго играю в шахматы? Atunci când joc prea mult șah? Я скучаю по музыке. Atunci îmi duc dorul muzicii. И когда долго играю в концертах? Și când îndelung dau concerte? Я стремлюсь скорее сесть за шахматную доску. Îmi doresc să mă întorc la tabla de șah. Хотите, прошу, показывать нам одну из самых хороших партий, в которой вы играли в этом турнире. Dacă ați dori să ne arătați una dintre cele mai bune partii de jucate în acest turneu. Ну, я не могу сказать, что эта партия, которую я хочу показать сейчас, что она самая лучшая из тех, которые я играл. Но она имеет очень интересное окончание. Но белые имеют возможность здесь провести матовую атаку. Да, альбул имеет возможность desfășoare un atac de mat. Связанную с жертвой ладьи. Legat de sacrificiul de turn. Ладья бьет g6. Турня на g6. Черные должны побить. Negrul trebuie să ia H la G6. Теперь пешка движется вперед. Acum pionul merge înainte, H7 шах. Черный король должен побить пешку. Regele negru trebuie să ia pionul la H7. Теперь следует шах ладьей на поле. Urmează un șah la F7 cu turnul. Единственный ответ у короля. Singurul răspuns regele la G8. Ладья G7 шах. Turn G7 шах. И на любой ответ короля или на F8, или на H8, следует мат ферзем или на поле F4, или на поле H6. La orice mutare rege H8 sau rege F8, turnează mat, fie la... Поэтому Бион здесь сдался. Fie mat la F4 cu șah sau dama H6 mat, de aceea Бион a cedat.